Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, apropo de tristețea care cuprinde pe unii când vine vorba de soarta României, am două informații care ar putea să vă intereseze. 1. Anul trecut, depozitele bancare în lei ale populației au crescut cu 40 de miliarde de lei. Iar în ultimii 2 ani, depozitele totale în lei și valută ale românilor au crescut cu 54 de miliarde de lei. 54 de miliarde de lei înseamnă peste 10 miliarde de euro. Și 2. În raport cu salariul mediu din România, cumpărarea unui apartament este acum cea mai accesibilă decizie din ultimii 20 de ani și poate chiar și mai mult. Adică, la un salariu mediu de 950 de euro și un preț mediu al unui apartament de două camere de 80.000 de euro, ai acum nevoie de salariul mediu pe 7 ani ca să-l cumperi. 84 de luni. Pentru comparație, în 2008 aveai nevoie de aproape 33 de ani. În 2014, de un pic peste 13 ani. Iar în ianuarie anul trecut, de 8 ani. Iată acum gradul de accesibilitate a ajuns la 7 ani. Mulțumesc lui Cristian Hoștiuc de la Ziarul Financiar pentru sintetizarea acestor date. Găsiți pe zf.ro sub semnătura lui o analiză foarte interesantă pe tema asta, dacă vreți mai multe detalii. Dar să revenim la tristețea noastră națională privind situația țărișoarei. La telefon este sociologul Gelu Duminică. Bună dimineața! Bună de dimineața! Toată lumea e nemulțumită când întrebi în jur, dar uite, 40 de miliarde de lei în plus, 8 miliarde de euro, depozitele populației în plus, da? Într-un singur an. Cum se explică această contradicție, din punctul meu de vedere? Avem clivaje foarte mari în societate, pe de-o parte. Da, deci avem, pe lângă oamenii ăștia care reușesc să depoziteze bani și să strângă bani albi pentru zile negre, avem și cam o treime din populație care trăiește la limita sărăciei. Clivajele sunt foarte mari, adică România este foarte diversă și nu e reprezentată de marile aglomerații urbane, București, Cluj, Iași, și nici măcar de... În marile aglomerații urbane nu e populație heterogenă, ce vedem diversă, dar avem puși de sărăcie în București de numai. Pe de parte, pe de cealaltă parte, mai avem și cultura asta a plângerii. Nu uitați, Miorița noastră, da, este fundament. Da, iar ciobănașul nostru se plângea săracul. Nu știm dacă chiar vrea bace un gurean și vrâncean vreau să-l omoare, dar se plângea la oaie, că așa simțea el nevoia. Da, mai departe, dacă e să ne uităm, nu, avem o nostalgie a trecutului. Nu ținem minte, pentru că n-am fost învățați să ținem minte. Și istoria pe care nu ți-o cunoștești dator să o repeți. Noi suntem nostalgici față de vremurile alea în care o duceam rău, considerând că atunci o duceam bine. Pentru că am rămas doar cu cei buni. La fel ca cum rămânem după o relație, știți, care cu cineva viu, după foarte mulți ani, îți aduce aminte de lucrurile bune și le estompezi din ce în ce mai rău pe cele rele, uitând că ai plecat din relația aia, că nu ți era bine. Da? Sunt multe lucruri pe care trebuie să le luăm în vedere, dar cred că baza, da, și sumarizarea este cam așa. Societate polarizată și cu multe clivaje, da, o educație a trecutului, pe care trecutului apropiat, pe care noi nu vrem să o dăm mai departe așa cum era, ci o glorificăm, da, și crearea unor simboluri din nimic. Pentru că noi am avut simboluri din nimic. Adică noi ne gândim... O să ne dai niște exemple? Cum adică? Uite, îți dau un exemplu. Da, eram grădinarul Europei în perioada comunistă. Mm-hmm. Creșit. Nu eram grădinarul Europei. Aveam o industrie performantă. Creșit. Nu aveam. Dar aveam o educație foarte bună. Bă, băteam și pe chinezi. Nu pe chinezi, pe chinezi. Mm-hmm. Da? Greșit. Eram tot la coada Europei. Și cine ar trebui să distrugă aceste mituri, de fapt? Ah, știți cum e? Revenim la mitul peștera lui Platon. Intelectualul, filozoful, zicea Platon, ăla care are cunoștințele, a dobândit iluminarea, zicea Platon, care trebuie să ajungă la cei înlănțuiți din peșteră și să ofere lumină, astfel încât cei din peșteră să înțeleagă. Ei, din păcate, la noi încă învățăm tot felul de prostii și nu învățăm lucrurile care s-au întâmplat aici așa cum s-au întâmplat, dând șansă celor care vor să manipuleze sau ce
cele care promovează pseudoștiința să prospere. Da, creșterea nostalgiei pentru vremurile, pentru comunism, de exemplu, am constatat, cred că am constatat cu toții că e o creștere în intensitatea discursului, nu știu cât de larg răspândit este de fapt în societate, dar e clar că... Bun, unde poate duce? E vreun pericol aici? E un pericol, pentru că noi bagatelizăm răul, e cel mai mare rău, cel mai mare pericol este fix asta, bagatelizarea răului. Haideți, domnule, că n-a fost chiar așa rău. Ce a fost nazismul? Haideți, mișcările extremiste. Așa, ce mare rău au făcut, bă? Spuneți că a fost un erou național. De unde? A omorât mii, sute de mii de oameni. Dar ai proat etnic, a pus o țară pe linia comunismului, că asta a făcut. Da? Și așa mai departe, pentru că mișcările sale au generat tot ce s-a întâmplat pe urmă mai departe. Da? Adică noi trebuie să ne uităm cu atenție la istoria care se repetă, tocmai pentru că noi n-am învățat din ea. Da? Suntem cei mai... O duce atât de rău acum, greșit. E cea mai bună perioadă pe care România o are de când vorbitorii de geto dacă, sau dacolatină, ce Dumnezeu ar fi, dar trăiesc pe teritoriul ăsta. O spun statisticile. Noi uităm ca cât, cum era acum 20 de ani. Nu mai vorbim de cum era în copilăria noastră și când stăteam noaptea să cumpărăm un iaurt, stăteam o noapte să cumpărăm un iaurt la rând. Dar am uitat lucrurile astea, pentru că nimeni nu ne-a adus aminte, nimeni nu ne-a învățat, nimeni nu ne-a făcut să înțelegeți. Dumneavoastră înțelegeți că foarte mult și Vlad, uite, am făcut pregătire cu puștine ăștia de clasa 12, copiii prietenilor mei, pe care să-i pregătim pentru BAC și na, le-am oferit puțin mentorat și sprijin în zona asta. Nu știau diferența între guvern, parlament, dar nu înțelegeau. Clasa 12. Da? Și atunci stai și te întrebi, cum o să apere aia democrația? Logic că ei vin și spun, mă urinez pe el de vot, nu votez, nu fac, nu dreg, mă duc și votez la mișto. Pentru că n-a înțeles calitatea educației, informațiile care sunt date de familie și de școală, sunt într-o zonă în care nu-l pregătesc pe ăla cu adevărat. Avem societatea pe care am croit-o. Și logic avem nostalgici, logic că suntem cei mai proști din curtea Europei, logic că folosim mai degrabă cash-ul decât cardul, da, vis-a-vis de cifrele de ieri, că avem cea mai mare sărăcie financiară, suntem cei mai săraci bancari în Europa, uitând că de fapt, dar noi avem și cele mai mari tranzacții în cash în România. Da. Da, adică, știți, avem cultura asta, ne plânge foarte tare, uităm de unde suntem, de unde am stat. Uităm cât am dobândit în ultimii 20 de ani. Uităm că acest lucru se datorează cu plecere apartenenței noastre la Uniunea Europeană, pentru că toți indicatorii s-au îmbunătățit după ce am aderat. Uităm că am plecat de la o mortalitate infantilă de 17,5 copii per 100 acum 30 de ani. Deci aproape 18 copii care se nășteau mureau în primele luni în România noastră, acum 30 de ani. Sigur că și acum avem mare această rată, 7,5. Însă am reușit 10 oameni, 10 copii să-i salvăm. Da. Da? Da? Adică noi nu înțelegem de unde am plecat. Da? Și întotdeauna când nu știi trecutul, îți condamn prezentul și viitorul. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct la Deșteptarea sociologul Gelu Duminică. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.